13. Bună ziua! Comunicat privind participarea populației la vot pentru alegerea președintelui României. Până la ora 16 s-au prezentat la vot 35,10% din numărul total de alegători înscriși în listele electorale. Prezența la urne este calculată pe baza datelor primite de la un număr de 18.553 secții de votare din totalul de 18.553 organizate pe teritoriul României. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne este de 6.417.765, dintre care 5.755.501 alegători înscriși în copiile de pe listele electorale permanente, 614.747 alegători înscriși în tabelul prevăzut la articolul 9 alineatul 1 din legea 370/2004, 47.517 alegători înscriși în tabelul prevăzut la articolul 9 alineatul 2 din legea 370/2004. Pe cele două medii, urban și rural, s-a înregistrat următoarea prezență la vot. Urban 34,34%, rural 36,14%. O prezență mai ridicată la vot s-a înregistrat în județele Ilfov 40,47%, Olt 39,41%, Telorman 39,06%, Sibiu 38,96%, Constanța 38,72%. O prezență mai redusă la vot s-a înregistrat în județele Covasna 27,40%, Satu Mare 27,43%, Maramureș 28,84%, Harghita 29,23%, Mureș 30,14%. În municipiul București prezența la vot a fost de 34,84%, situația pe sectoare fiind următoarea. Sectorul 1, 39,54%, sectorul 2, 35,74%, sectorul 3, 31,93%, sectorul 4, 34,81%, sectorul 5, 31,73% și sectorul 6, 36,92%. Acestea, după cum am spus, sunt cifrele centralizate până la ora 16. O întrebare, domnule președinte. Înțelegem că este o problemă cu privire la acele declarații pe propria răspundere. Lipsesc din foarte multe secții de votare. Ați primit astfel de sesizări la BEC? Da, am primit astfel de sesizări la BEC. Răspuns, nu avem o centralizare a lor, pentru că sesizările au fost făcute nu înscriși, ci telefonic, chiar și de către reprezentanții ai presei. Am comunicat și noi acest lucru către instituțiile abilitate. Responsabilitatea pentru existența tabelelor electorale pentru alegătorii care nu sunt din localitate și a declarațiilor pe proprie răspundere, pe care aceștia trebuie să le completeze, aparține prefectului municipiului București, care la sesizarea biroului electoral de sector, aferent unde au constatat cazuri de lipsa acestor tabele și declarații, trebuie să ia măsuri să ajungă la secțiile de votare de urgență aceste tabele și declarații de proprie răspundere. Ele nu pot fi copiate la Xerox. Legea prevede că este un tipizat, așa cum el a fost aprobat și publicat în Monitor Oficial, care trebuie distribuit prin intermediul instituțiilor. Instituția responsabilă în acest caz a fost Prefectura Municipiului București. Mulțumesc.